Salutare fraților și bine v-am regăsit la un nou video pe canalul Ionuț Aventură în Natură. Fraților, astăzi suntem în a patra zi aici în pădure, la Căsuță. Așa cum v-ați obișnuit, începem ziua cu o cateluță. Și mai devreme m-am dus să văd fântâna pe care am făcut-o, mini fântâna pe care am făcut-o, și s-a umplut până sus. Va trebui să scot din nou apa și să o arunc, pentru că ieri nu am lăsat-o, tot am avut nevoie de apă, am luat de acolo și acum s-a umplut până sus. Și va trebui să o arunc din nou pentru a curăți apa. Cât se răcește un pic cafeaua, să pot bea. Haideți să vă arăt și mini fântâna. Va trebui să scot apa, să o arunc și să se curățească de la pietre. Și apoi se va umple din nou. Da. Așa că mai întâi haide să bem cafeaua, mâncăm ceva, să avem energie și să continuăm lucrul la căsuță, să facem și la fântână ce va trebui. Am luat cafeluța, mergem să inspectăm locul. Și surpriză! Am impresia că s-a infiltrat apă de la fântâna de sus. Va trebui să găsesc o soluție. Și știu și ce pot să-i fac. O să-i fac un canal pe lângă perete, pe lângă cel din spate și lateral, iar apoi o voi direcționa în jos către lac. Deci mai mult de atât nu pot săpa. Oricum o să vin sus cu cadru de la acoperiș. O să voi bate și piatră, o să fac și canal pentru a direcționa apa. Nu este o problemă. Și cum vă spuneam ieri, să te trezești dimineața și să ai priveliștea asta în față la o cafea. Dacă nu ați văzut videoclipul trecut, videoclipurile trecute, vă invit să o faceți, pentru că sunt videoclipuri foarte frumoase, videoclipuri foarte interesante,
cu tehnici de supraviețuire, cu bushcraft, cu mâncare ce se poate găsi în natură. Sunt videoclipuri care merită toată atenția dumneavoastră. Așadar, eu vă invit să vă abonați canalului, să-i dați un like, să lăsați un comentariu, să activați notificările și să dați o distribuire, un share la cine aveți în lista de prieteni, pentru că ajută foarte mult aceste distribuiri. Și după cum am spus, pentru cei care doresc să susțină acest canal, am lăsat detalii în descrierea videoclipului. Să scot apa de aici, din fântână, apoi o voi acoperi. După care voi continua la căsuță. Acum voi aduce scaunul care l-am făcut și voi astupa aici pentru a nu intra mizerie. Am pus această folie provizoriu pentru că voi mai umbla aici. Dar apa care va veni acum o voi lăsa. Nu o mai scot. Și va trebui să fac un capac, nu știu, voi vedea cu timpul ce voi pune aici. Înapoi la căsuță.
ce o să scot apa de aici, va trebui să las să se usuce solul, că nu mai am sort de zbândă după aia. Gata, fraților, am reușit să direcționez apa, să vede pe pământ cum a fost, pe unde a fost, exact porțiunea asta, până aici. Va trebui să sparg acum în colțul acela, să-i dau pantă, să se ducă către lac. De jur împrejur voi săpa un mic canal, o să pun o țeavă, cu, bineînțeles, o să o găuresc, iar toată apa să se infiltreze în ea și să se ducă pe să se ducă în lac. Proverbul românesc, sarea și piperul. Nu-i de gust, e altceva. Ca să nu uit
Aici am semnal foarte rău pe 4G. Nu pot încărca videoclipurile. Așadar eu filmez, montez videoclipul și va trebui să aștept până voi pleca de aici ca să am o zonă cu semnal să le pot încărca. Dacă vedeți că nu mai apar videoclipuri, să știți că sunt aici, filmez, le pregătesc și o să urmeze să le încarc și pe celelalte. O să postez cam un videoclip la 2-3 zile și vă aștept pe toți aici cu abonare, cu un like, cu un comentariu. Activați notificările pentru că este foarte important, așa veți vedea și când voi posta următorul videoclip. Și nu în ultimul rând să dați o distribuire, pentru că mă ajută foarte mult să facem o comunitate cât mai mare. Am spus, dacă sunt doritori sau doriți să susțineți acest canal, am lăsat detalii în descrierea videoclipului, inclusiv numărul de telefon pentru cei care sunt în apropiere de Buzău și doresc să doneze diverse unelte, diverse materiale. Am lăsat numărul în descrierea videoclipului, așadar mă și puteți suna. Spălăm vasele. Am mâncat. Așa m-a luat o oboseală acum după masă, de nume. Thank you.
Da. Haideți înapoi la săpat și să facem scurgerea acolo, să scoatem apa. Se termină prima parte. Haideți să vedem cum e treaba cu apa aici. E bine. E bine.
aștept să se mai adune un pic de apă acolo și să văd pe unde mai trebuie retușat. Na, și acum nu mai am decât să aștept să vină lemnele, că am cerut niște lemne să pot să mă apuc să fac acoperișul, să fac pereții. Da, a început să izvorască înapoi. Aici panta este bună, văd. S-a adunat până aici. Cam până în direcția asta, așa. Și apoi se văd cursul, să văd pe unde mai trebuie retușat. Dacă mai trebuie pe undeva. Iar toată partea asta o să vină îmbrăcată cu piatră. Pe pereți o să trebuiască să pună folie de izolat, folie pentru construcții, nu știu cum se numește, și e una maronie cu bule așa, și apoi să vină îmbrăcat și peretele cu lemn, și în sus, de la înălțimea asta, o să mă ridic cu acoperișul, apoi va veni astupat cu pământ, voi însămânța gazon cumva pe partea asta, mă gândesc să pun patul acolo cumva, o să vină, sau în partea asta aici o să vină o subiță cumva, nu știu, o să mă orientez atunci. Iar pe partea din față, dinspre lac aici, o măsuță frumos, ușa. Iar acolo în față o să trebuiască să îndrept și acolo locul și să facă ca o mică terasă. O să fie super, o să fie bestial. Iar aici în pinul ăsta v-am spus, o să intenționez să fac o căsuță. O să fie un proiect bun, fraților, deci nu uitați de abonare, nu uitați de abonare, de like, de notificări, să le activați și nu uitați să distribuiți videoclipuri. Iar aici, după cum am zis, o să întrebuiască scoabe, o să întrebuiască niște cuie de 20. Nu, mai multe. V-am spus, dacă doriți să susțineți acest canal, aveți în descrierea videoclipului detaliile, aveți și numărul de telefon la care vă răspund personal, chiar și pe WhatsApp, cum puteți lăsa mesaje. Dacă e cineva de prin zona Buzăului, am spus mereu, de prin zona Râmnicului, mă puteți suna și vom lua legătura. Dacă, eu ce știu, pentru cuie, pentru materiale, pentru unelte, că ați văzut că nu am decât cazmaua și lopățica aceea micuță. Și nu uitați, ne vom revedea la un viitor video pe canalul Ionuț Aventura în Natură.